O colaborare muzicală a făcut ca Andra Volos și Mircea Eremia să se intersecteze. Cei doi, împreună cu Nicola Sax, au fost invitați într-un platou de televiziune, acolo unde au vorbit despre colaborarea lor, însă subiectul s-a îndreptat către Mircea Eremia și Andra Volos. Cei prezenți în platou nu au avut cum să nege chimia dintre cei doi, confirmată chiar și de Nicola Sax. Mircea Eremia este cel care a spart gheața și a recunoscut că Andra îl face să zâmbească. După care, Andra a făcut un anunț total neașteptat. Se pare că relația dintre cei doi începe să fie din ce în ce mai apropiată, deoarece cântărețe au chemat-o pe frumoasa și Atena acasă să-i cunoască mama. Chiar azi m-a invitat la el acasă să mâncăm cozonaș făcut de mama lui, a declarat Andra Volos. Fosta concurentă de la Puterea Dragostei s-a arătat entuziasmată de propunerea partenerului său Mircea Eremia. Ea a mărturisit că acceptă propunerea lui, iar după Revelion va povesti cum se înțelege cu mama soacră. După Revelion o să vă spunem cum am înțeles cu mama soacră. Mi-a zis să mă duc la Buftea, iar dacă merg acolo, acolo rămân, a mai declarat Andra. Nicola Sax îi susține pe cei doi în următorul pas din relație, ba chiar a mărturisit că le va fi naș și le recomandă să facă sărbătorile împreună. Eu zic că le-ar sta bine de sărbători împreună, a menționat artistul. În Casa Puterea Dragostei a intrat un nou concurent pe nume Romeo. El s-a arătat interesat de Maria, pe care a invitat-o la dans. Celelalte concurente aruncau priviri curioase către cei doi, semn că sunt puțin intrigate de situație sau poate chiar supărate. Iată mai multe imagini cu momentul în care Romeo a intrat în Casa Puterea Dragostei. Bianca Comăneci a dezvăluit cu cine are de gând să-și petreacă sărbătorile de iarnă. După ce a fost întrebată în repetate rânduri, câștigătoarea Puterea Dragostei, acum prezentatoare în două proiecte online, a ales să vorbească despre planurile ei. Iată ce a declarat Bianca. Vreau să merg la Mari pentru că eu mă simt foarte bine în compania lor acolo. Doar că, dacă e să vin o invitație mai ieșită din comun, o să mă duc. Dar eu oricum am un plan să stau cu Mari, să văd dacă vrea și ea cu mine, a declarat Bianca în cel mai recent vlog.
Bianca Comăniuc a făcut încă o serie de declarații neașteptate despre relația pe care a avut-o cu Livian. În timpul emisiunii live pe care o prezintă alături de Cornelia Ionescu, Bianca Comăniuc a citit un mesaj care a deranjat-o teribil. Frumoasa tânără nu a putut să se abțină și a transmis și ea un mesaj în direct, vizibil iritat. Bruneta a vorbit despre relația pe care a avut-o cu Livian în termen pozitiv și a mulțumit fostului ei iubit de la Puterea Dragostei pentru rolul pe care l-a avut în viața ei, chiar dacă finalul poveștilor de dragoste a făcut-o să sufere. Iată ce a declarat Bianca. Deja îmi trece măsura și m-a enervat cu o chestie. A zis că Livian m-a prostit la greu. O să-i spun și eu că îi doresc să fie iubită așa cum am fost eu și să își găsească un băiat așa ca Livian, care să o învețe întâi de toate cum să aibă un viitor frumos. Și lui vreau să-i mulțumesc pentru toate lucrurile bune pe care le-a făcut pentru mine și că a avut răbdare cu mine și m-a tolerat și mi-a tolerat toate prostiile pentru că e foarte greu și sunt foarte încăpățânat. Și m-a suportat și când plângeam, îmi spunea, ridică-te și nu mai plânge. Îți doresc un bărbat așa cum am avut eu, draga mea. Ești foarte nefericită, a transmis Bianca Comăniuc, în timp ce pe chipul ei se vedea că a fost deranjată de afirmațiile făcute în privința relației pe care a avut-o cu Livian. Livian i-a pus pe jar pe fanii Puterea Dragostei după ce a făcut un anunț cât se poate de neașteptat. Câștigătorul Puterea Dragostei s-a declarat într-o relație cu Ligi și ea a fost o concurentă a emisiunii. Iată ce a declarat Livian. Este oficial. Am un anunț foarte important. Eu și Ligi suntem într-o relație. Suntem într-o relație cu muzica. Sperăm să vă placă, le-a spus Livian fanilor lui și ai lui Ligi. La final, concurentul a lămurit situația spunând că este vorba doar despre o relație profesională, nu se pune problema de ceva mai mult. Cei doi urmează să lanseze o piesă împreună, iar acest lucru se va întâmpla cât mai curând. Ei bine, așteptarea a luat sfârșit. Miercuri, 9 decembrie, are loc premiera emisiunii moderate de Bianca Comăniuc și Alex Mihai, intitulată Bărbați vs. Femei cu Bianca și Mihai. Fanii emisiunii Fenomen de la Canal D, Puterea Dragostei, sunt nerăbdători să urmărească pe câștigătoarea primelor două sezoane ale competiției, Bianca Comăniuc, și în rolul de prezentatoare. Frumoasa brunetă va modera alături de jurnalistul Alex Mihai, cunoscut și pentru emisiunile pe care le prezenta alături de Cornelia Ionescu la Wowbiz. Iată ce spune Alex Mihai despre proiect. Este un proiect în care cred foarte mult, sunt foarte fericit. Eram fericit din momentul în care am aflat că o să prezint cu Bianca Comăniuc. Ne-am pus noi la punct niște idei. Nu se știe niciodată ce iese. Va fi ceva de divertisment, mai simplu, un jurnalist combinat cu divertisment, să nu fie ceva formal ca la știri. Noi suntem tineri și avem simțul umorului foarte dezvoltat. Între mine și Bianca există o chimie foarte bună. Așa va fi în continuare. Este un proiect care deja are succes și nici n-a început. A fost făcut tot la cererea publicului. Sunt foarte bucuros și vreau să le mulțumesc din suflet, a povestit Alex Mihai în cadrul emisiunii Wow News. Jadoș a pus fanii pe jar după ce i-a anunțat că pleacă din țară. Artistul i-a mărturisit acestora că va lipsi aproximativ jumătate de an. Acesta a luat decizia radicală, însă nu le-a dezvăluit fanilor și motivul pentru care pleacă din România. Jadoș le-a spus prietenilor virtual că le va explica totul într-un vlog pe care îl va face ulterior. Momentan, el a mărturisit că trebuie să-și vândă mașina. Vizibil afectat de cele întâmplate, cu ochii în lacrimi, Jador s-a destăinuit celor care îl apreciază și îl urmăresc pe contul său de Instagram. Iată ce a declarat artistul. Sincer, nici nu știu cum să vă zic. Voi lipsi o perioadă de vreo 5-6 luni din România. Deci, deduceți ce o să se întâmple. Voi lipsi 5-6 luni anul viitor. Nu știu cum să vă zic. O să fac un vlog despre asta să vă explic. Nu știu ce să fac cu mașina. Trebuie să o dau. S-a întâmplat ceva, o să vă explic ce. Vă pup, vă iubesc și sper să nu fi supărați. Vă iubesc, a spus Jador.
Zodia chinezesc pentru săptămâna 7, 13 decembrie 2020. Șobolanii și bivolii vor fi puși în tot felul de încurcături și vor fi nevoiți să facă față unor situații destul de tensionate. Bivolii vor afla niște adevăruri neplăcute despre anumite persoane în care și-au pus mare bază în ultima perioadă. Trebuie să fie mai implicați ca niciodată în restabilirea anumitor adevăruri. Șobolanii sunt dispuși să renunțe la anumite plăceri personale și asta pentru că vor nimeri în anumite contexte unde trebuie să facă mai multe compromisuri ca niciodată. Vorbim în special de raporturile cu colegii de la locul de muncă. Dragonii sunt ochi și urechi la tot ce se întâmplă în jurul lor și culeg o sumedenie de informații care îi vor ajuta pe termen lung, mai ales că sunt indeciși cu privire la viitorul lor profesional. Șerpii din zodiacul chinezesc au în săptămâna 7-13 decembrie motive reale de bucurie. Sunt extrem de fericiți să afle că tot ce își propun se poate concretiza mai repede decât se aștepta. Iepurii dau dovadă de multă bunăvoință în relațiile cu cei din jur și vor fi un exemplu de urmat pentru toată lumea. Cocoșii au de-a face cu tot felul de situații, care mai de care mai ciudate, fie nu comunică suficient, fie nu comunică așa cum trebuie. Maimuțele pun la îndoială anumite decizii luate de partenerii lor de afaceri sau de prieteni și în mână va fi puterea de a-i întoarce pe cei din jurul lor din drum, căci sunt predispuși la a face greșeli de neiertat. Mistreții recunosc anumite greșeli pe care le-au făcut și sunt implicați din toate punctele de vedere în ceea ce înseamnă munca în echipă. Devin extrem de loiali. Tigrii din zodiacul chinezesc nu sunt în apele lor în săptămâna care urmează și asta pentru că trecutul revine asupra lor ca o fantomă ce nu le dă pace. Câinii ajung la capătul răbdărilor în legătură cu concesiile pe care le tot fac persoanei iubite, e timpul să pună piciorul în prag. Caii din zodiacul chinezesc reușesc să se adune mai mult ca oricând și să facă acele schimbări pentru care nu au avut curajul să miște un deget până acum. Oile din zodiacul chinezesc sunt vedetele săptămânii, capătă o notorietate la care nu ar fi visat niciodată.